și să facem și o piesă cu dedicație pentru fratele Mobiliu, care s-a întors din Tenerife. Se știe! Adevărat! E adevărat, cultural, mă găsesc în punctul rar de a vedea doar oameni cu capete de lemn ca un pădurar. De la un timp nimeni nu mai vrea să gândească nici o secundă și orice îndemn pare degeaba, ca un chel pus să se tundă. Omul se așteaptă mereu să fie tot ușor, nu se deșteaptă mental, vrea doar să fie mărunt ca un porc ușor. Știu că dau un cadru sfaturi, dar nu joc teatru, faptul e următorul, evoluția încă e la stadiu de manufacturi. Fiecare e responsabil, de aceea e și dilema veche ca ziarul, chiar dacă modul pare mai penal decât cazierul. Cel ce influențează face ce-i place sau ce place, bagă un sensager sau se complace, reface sau se preface, e tenace sau se retrage. Fiecare e pe felia lui, e un mic joc, că-i cașcaval sau nu, treaba oricum e la mijloc. Cunoașterea e pâinea cea de toate zilele până la urmă, aici suntem miezul, tu nu fii o firmitură să rămâi mereu în urmă. Băi, eu am primit sute de mesaje. Da, clar. N-am primit la nimic în viața mea ce am făcut ca la maneaua asta, sute de mesaje care îmi cereau: bă, dă-ne maneaua din clipul O Maneaua la Caterinca. Și am zis: stai frate puțin, trebuie să facem ceva noi aici. Dar discuția este responsabilitatea unui influencer și de-aia mi se pare că tu în versurile pe care le-ai scris super repede, că am vorbit o zi, a doua zi deja tragem chestia asta. Cultural, mă găsesc în punctul rar de a vedea doar oameni cu capete de lemn ca un pădurar. Cine sunt oamenii ăștia? Păi oamenii care sunt gen închiși cumva, adică toată povestea asta textului e despre faptul că ar trebui cumva omul să-și depășească limita pe care și-a impus-o singur sau e impusă de societate sau I don't know. Adică... sau de fanii lui în cazul în care noi sau, aici suntem despre influență. O problemă pe care o văd pe internet în ultima perioadă, toată lumea vorbește ce e influencer, ce face, aia a zis aia, ăla a zis aia. E pierdută toată denumirea asta, ce un influencer, ce un content creator, ce responsabilitate are, toată lumea promovează orice, știi? Sunt nebun, spun unii că da, dar eu dau vorbe de duh ca atenție unul sau bunică ta. Și de-aia mi se pare că versurile tale fix acolo. E fix acolo, acolo și dus, că de asta și zic, cel ce influențează, că mi se pare mai ok să zic în română, textul fiind în română. Poți să mai zici o dată partea? Cel ce influențează face ce-i place sau ce place. Corect. Bagă un sensager sau se complace. Reface sau se preface. E tenace sau se retrage. Tu cu replicile, cu versurile astea, cumva ai înglobat, cred că, toți influencerii din România. Pentru că așa e. Am încercat să fac temele cum trebuie. Fix despre asta este vorba. Că, adică, e clar, dar asta este o chestie a artistului în general. Cu acele versuri pe care le-ai dat despre face-ți place, ceea ce-i place, este dilema, și dilema nouă, și dilema veche a influencerului, a creatorului de conținut din 2018, pentru că e și a artistului de când a pictat, a jucat sau a cântat. Ce faci? Te vinzi, faci ce vrea publicul, ai nevoie și de bani, că trebuie să-ți faci o afacere sau o casă, ai nevoie de aia, ai nevoie de aia. Știu dacă e neapărat în sensul în care ce vrea publicul, așa cum e ceva rău, ce vrea publicul. Mă gândesc că e nasol să te duci pe o anumită tendință. Bă, dacă acum a devenit la modă să iei niște șoareci și să-i pui pe lămpi, și tu te gândești, ce fac? Mă duc cu șoareci pe lămpi sau? Notează. Șoareci pe lămpi. Vrem să începem noi trendul ăsta. Suntem urmașii unui popor sfânt de pe acest pământ, a unei culturi pe care vor să nu o descoperi prea curând. Omul vrea entertainment. Normal. Omul vrea, nu vrea să te gândească, nu vrea să bă, stai ce a vrut. Dar mi se pare că din când în când... asta zic, nu cred că strică. Nu strică. Mi se pare un procentaj din ceea ce faci tu ca entertainer, că trebuie să ți-l aloci și să-l dedici și către chestiile astea care ție-ți plac. Cum a fost în cazul în care eu te-am ascultat, băi, și mi-a plăcut. Dar după aia tu ai și o influență. Și acum toată lumea despre asta vorbește. Băi, influencerii au responsabilitate. Cum o faci? Alegi lucrurile care îți plac și le împingi pe alea. Vorbești despre chestii random. Cum alegi chestia aia? Nu știu. Cât aloci? Depinde. Uite, în punctul meu de vedere, eu sunt un artist de nișă. Am un anumit public care, da, când are chef să asculte ceva și vrea să vadă ce mesaj transmis și vrea să ascultă, știi? Da, corect. A ține exact invers. Cred că responsabilitatea asta la mijloc. Ca să ziceam, ăsta era și versul. Cașcaval sau nu, fiecare e pe felia lui, e un mic joc, cașcaval sau nu, treaba oricum e la mijloc. Simt că am înnebunit și-am speranțele în matrița. Azi nu a fost o zi așa bună pentru conștiința. Asta încercăm și noi să facem cu video-ul ăsta cumva. Să luăm, tu fiind un talent clar pe care eu nu-l văd expus, mi se pare o oportunitate. Arta cuvântului. Cunoașterea e pâinea cea de toate zilele până la urmă. Aici suntem miezul, nu fi o firmitură să rămâi mereu în urmă. Am făcut jocul de cuvinte cu pâinea, cu tot căna, și am dat și în faza asta cu... Adică am încercat să introduc și creativul cu miezul și faptul că toți încercăm să fim buni pe nișa noastră, știi? Da. Gen. No, acum după ce ați auzit toată partea asta, eu zic să revedeți cum a dat Omu Gnom versurile. O să mai pun aici niște linkuri să mai vedeți din piesele și momentele lui preferate pe care o să mi le trimite imediat după interviul ăsta ca să pun și ce-ți place ție și ce crezi tu că ar trebui să vadă oamenii. Și dacă vă place, urmăriți-l, dacă nu... Face. Dacă nu, o să vă găsim și o să vă... Da, și mersi de invitație. Da, mă bucur că ai acceptat, chiar mă bucur că ai fost pe același film cu mine și... Na, noi am mai zis o chestie, băi, faci 8 milioane cu o manea, da, și câteva zeci de mii dacă faci cu o chestie de genul ăsta, dar din aia zeci de mii sunt 10, 20, 50 de oameni care zic, bă, uite, da, cool, ok, am și o responsabilitate mai mare, hai să fac și eu ceva extra și nu știu ce, eu cred că ne-am făcut treaba. Da, bun. Da, mersi, era și Quick pe aici. Nu știu, era o umbră. Da. Cumva mi se pare că el a punctat cel mai bine tot. Adevărat? Adevărat! Sunt două umerașe aici, ăsta și